A revenit în platou aici, în studioul 1, domnul Dorin Enache de la DSVSA Brașov, directorul acelei instituții, a deschis o temă foarte interesantă de dialog, aceea retragerilor produselor din carne și din lapte, din magazine, cele românești în comparație cu cele străine. Care ar fi ponderea, domnule director? Cam 70% produse de import, 30% produse indigene. Cam asta este ponderea de produse care se dirigează spre neutralizare. De ce? În primul rând, discutăm de aspecte concrete. Probabil și preț, dar și un gust diferit de al nostru. Probabil și produse care nu au nivelul calitativ al produselor românești. Deci nu ne referim la retrageri cauzate de proasta depozitare sau Nu. Eu mă refer la produse care nu s-au vândut. Termen, care nu s-au vândut. Da. Și nu se vând tocmai datorită faptului că gustul lor nu este probabil în asentimentul nostru. Doi, probabil în mod cert prețurile nu sunt cele mai interesante, dar ceea ce vreau să relev și să se înțeleagă este vorba de calitate. Nu vreau să intru în niciun fel de speculație sau polemică legată de calitatea produselor de brand care, într-adevăr, pe piața românească e într-un fel sau pe piața occidentală este într-alt fel. Probabil la parfumuri se vede chestia asta cel mai clar. Dar, revenind la alimente, tot ce producem noi, producem din niște materii prime care sunt controlate în unități de procesare care, în momentul de față, au un nivel tehnologic și de eficiență deosebit de bun. Proiectarea igienică a echipamentelor din industria alimentară nu este doar un deziderat, este o realitate. Avem industria alimentară românească foarte solidă. Eu mă refer la perimetrul pe care îl cunosc cel mai bine, județul Brașov. Avem toate ramurile industriei alimentare foarte, foarte dezvoltate, mai puțin vinificație. Carnea și laptele, preponderent, sunt foarte puternice, atât din punct de vedere al numărului de obiective. Sunt companii foarte puternice acum. Începând de la abatoare, fabrici de procesare, pe zona de lapte, efectivul de bovine a crescut în județul Brașov foarte mult și crește de la an la an. În momentul de față stăm undeva la 80.000 de capete. Companiile care colectează și procesează laptele în Brașov au o pondere pe piață foarte importantă. Cel puțin în programul Laptele și Cornul, laptele provine în proporție de 70% în țară de la noi. Da. Și nu sunt probleme. Deci asta este un fapt încurajator. Există și o altfel de perspectivă care ar trebui să se dezvolte la nivelul fiecărui județ. Vă rog să mă scuzați că vă întrerup. Mă sâcâie o întrebare. Dacă 70% dintre retrageri provin din categoria produselor de import, mă întreb că eu, comerciant, dacă aș fi, dacă văd că o marfă nu se vinde, pun mai puțină la raft. Da, dar nu vă supărați. Că de aici pornește dezlușirea relațiilor. Lanțurile de magazine sunt indigene? Parcă nu sunt indigene. Mă refer la marile branduri. Și nu cred că este cazul să le enumăr. Păi nu sunt. Și atunci, în contextul ăsta, există o piață liberă, o piață a Uniunii Europene, liberul schimb. Nu prea putem să spunem că sunt de import, pentru că fiind piață liberă. Bun, exprimarea mea probabil a lăsat de dorit. Produse intracomunitare, care... Nu, că și eu zic la fel, generic de import. Care au mari probleme privind vandabilitatea. O veste, chiar o veste importantă pe care ne-o dă domnul doctor Enache. Domnul Năsase, în ce măsură sunteți om de afaceri? Vă este afectată activitatea de zi cu zi de schimbările astea fiscale care s-au produs în ultima perioadă și cum vedeți mediul de afaceri în zona în care activați?
Sigur, schimbările foarte accentuate, foarte sau mai dese, din punct de vedere al fiscalității, nu face bine mediului de afaceri. Mai ales fără să facem politică, în contextul în care mediul de afaceri în ultimul timp nu a fost foarte mult încurajat. Dar, sincer, pe noi n-aș putea spune că ne afectează foarte mult. Sigur, afacerea este o afacere care rezistă tocmai că avem tradiție, avem expertiză în domeniul ăsta și nu numai noi, ci ce este foarte important, clienții noștri. În industria alimentară sunt foarte mulți investitori care sunt profesioniști, sunt oameni care știu ce fac. Sigur, sunt și are multă dinamică. Până la urmă, ca orice sector, sunt și entități care dispar, dar, în general, mari actori de pe piață sunt stabili. Sigur, o stabilitate financiară ar fi mult mai bună și, iarăși, din partea statului, poate ar fi bine să aibă o mai mare atenție spre partea de finanțare, de atragere și de încurajare nu numai în mediul de afaceri, dar și autoritățile locale, gen primării, care pot fi încurajate și să dezvolte, să atragă fonduri, chiar legat de partea de, eu știu, de agricultură, de zootehnie, care dă materia primă pentru industria de procesare alimentară. Fac așa o mică paranteză, în domeniul vinificației, sigur, există două moduri de finanțare la acest moment. Este cel prin AFIR, fonduri europene. Mai nou, de vreun an de zile, s-au început finanțări prin APIA pentru investiții în crame. Este un program care merge destul de bine și a prins la proprietarii de crame. Poate n-ar fi lipsit de interes dacă s-ar încerca același program să fie aplicat și în domeniul industriei de procesare carne și lapte. Cred că ar ajuta foarte dacă mult. Este un proces mult mai lejer de accesat decât cel de pe AFIR. Nu zic așa, cel e foarte bun, dar are un parcurs mai lung. Dumneavoastră întâmpinați probleme cu forța de muncă? Da, într-un fel da, pentru că la noi gradul de specializare, în primul rând, este foarte pe un segment destul de îngust. Ne sunt necesari oameni pregătiți în acest domeniu, industria alimentară și conexă, să spun așa, și într-adevăr învățământul românesc pe segmentul ăsta dă din ce în ce mai puțin calitate, ca să zic așa, în ceea ce privește pregătirea. Deci este o chestie mai mult legată de învățământ, de învățământul superior. În sistemul sanitar veterinar există problema forței de muncă dacă s-ar face angajări în momentul de față? Vin specialiști? Copiii care vin din urmă sunt bine pregătiți? Da, există o pregătire bună în învățământul superior în România în domeniul sanitar-veterinar. Există un învățământ superior care pregătește foarte bine și inginerii de industrie alimentară. Din această perspectivă nu sunt probleme. Noi avem fondul de personal acoperit, avem cu cine lucra. Există fluctuații mai mult în zona de liberă practică, dar pe zona noastră personalul există, este un nivel de lucru sau de muncă bine pus la punct, un sistem de salarii de bun simț, așa că există motivație cât se poate de obiectivă pentru a ne face datoria așa cum ar trebui. Iată din nou o veste bună. Ați vorbit despre copii. Știu că aveți un proiect drag la care țineți foarte mult și care se referă la, vă rog să-l prezentați dumneavoastră telespectatorilor. Da, este un proiect pilot la nivel de județ Brașov legat de alimentația bio în școli. Am avut o discuție sau mai multe discuții pentru coeziunea de grup.
legat de Inspectoratul Școlar, Consiliul Județean, instituția prefectului, pentru a găsi modalitățile optime ca generația viitoare sau generația care are nevoie de cea mai mare atenție să se dezvolte armonios și sănătos. Ce înseamnă asta? O alimentație bio în școli vine ca o mănușă pe acest concept. Și aș pleca pe mai multe nivele. În primul rând, laptele și cornul este în derulare. Anul acesta nu se mai poate face nimic. În schimb, de la anul, cel puțin pe județul Brașov, există posibilitatea, datorită faptului că, aici deschid o paranteză, Brașovul are cele mai multe obiective certificate bio. Cea mai mare varietate de produse bio se obțin în județul Brașov. Asta înseamnă că avem și lapte bio, avem și corn bio. Și atunci, da, proiectul pentru anul școlar 2018-2019, așa, pentru că s-a redus puțin finanțarea la 17,7 milioane de euro și mai cuprinde și legume și fructe. Sunt convins că se pot găsi variante care să acopere ceea ce spun eu. Doi, discutăm de alimentația prin acele automate care se găsesc amplasate în școli și licee, unde pot să apară sandvișuri obținute din produse, marea majoritate, bio. Mai departe, discutăm de programul After School, care este un program care ține mai mult de voința părinților și este de la sine înțeles că un părinte dorește ca acel copil care stă după orele de școală să fie hrănit corespunzător. Cu factorii de decizie am discutat, am schițat un program. Care a fost reacția autorităților? Reacția este foarte bună. Avem firme de catering care doresc să se implice în acest program și cred că din anul școlar următor programul poate fi operațional. Până atunci încercăm în două sau trei școli să facem un proiect pilot pe această temă legat de sistemul After School. Veți viza și grădinițele sau doar evident, clasele mici? Evident, pentru că discutăm de grădinițe și discutăm de școli, clasele 1-4. Acest program cu specialiști de la dumneavoastră cuprinde și, eu știu, acțiuni de informare a copiilor, de educarea categoric, lor în sensul am gândit, unei alimentații corecte? Am gândit și o activitate de promovare a acestui proiect în unitățile școlare, în zona de ședințe cu părinții, spre exemplu, pentru ca toate nivelurile să aibă cunoștințele adecvate legate de ce vrem să chiar facem. Chiar vă rog să ne țineți, să mă țineți la curent cu acest proiect, pentru că este foarte frumos, iar Revista Mil vă va acorda tot sprijinul. Cu mult drag. Da, da. Mersi mult de tot. Domnul Năstase, mi-ați rămas dator cu un răspuns. Nu mi-ați vorbit despre evoluția afacerilor companiei, Valdo, anul trecut. Da, evoluția este bună, adică noi suntem mulțumiți de ceea ce am făcut. Ca și cifră de afaceri am crescut, așa, în toți acești ani, per grup de firme, pentru că până la urmă noi suntem un grup de firme. Cifra de afaceri a fost în jur de 8 milioane de euro. Felicitări. Pentru că reușim să fim profesioniști în ceea ce facem, pentru că piața românească în domeniul ăsta încă este o piață cu dinamică care se dezvoltă și se dezvoltă bine, zic eu. România are această particularitate de a putea fi un mare procesator de produse alimentare. Și atunci, sigur, într-un potenția astfel... României e cu mult mai mare, săracul. Este cu mult mai mare, dar așa, creștem cu pași mici, dar poate că și siguri. Care vă sunt proiectele pentru anul ăsta? Pentru anul ăsta avem mai multe... Proiectele sunt foarte simple. Să ne realizăm angajamentele pe care le avem deja
cu clienții cu care am semnat contractele. La noi ciclu derulării unui proiect este mai lung, pentru că și echipamentele se produc într-un timp nu foarte scurt, depinde și de complexitatea lor. Deci, în primul rând, trebuie să ne realizăm angajamentele pe care le avem și vrem să fim implicați în cât mai multe proiecte pe domeniul industriei alimentare în care noi funcționăm. Și avem perspective bune, pentru că există și finanțare, există și interes pentru domeniul acesta și suntem optimiști că vom avea proiecte bune și frumoase. Ce acțiuni pentru anul ăsta principale le are în vedere DSV SEA Brașov? Alături de suntem în preajma sărbătorilor pascale, atât catolice cât și ortodoxe, motiv pentru care am constituit echipe care verifică modul în care se produc, se depozitează, se transportă, se comercializează produsele alimentare. Mai ales în această perioadă când, într-adevăr, consumul va crește și va crește pe anumite direcții. Trebuie să știți că ne pregătim, evident, pentru piața mielului, între ghilimele, și a brânzeturilor. Avem efective, ele vor fi sacrificate atât în abatoarele autorizate, cât și în unități de abatorizare cu o activitate temporară, doar în perioada sărbătorilor pascale. Efectivele de ovine la nivel de Brașov au crescut foarte mult în ultimii ani. În momentul de față avem 546.000 de capete. Motiv pentru care deja avem solicitări pentru acele puncte de sacrificare temporare. Am nominalizat medicii veterinari care vor asista și vor face examenul antemortem, postmortem, vor ștampila, vor completa documentele respective cu care vor pleca spre piețele Brașovului sau spre măcelării carnea de miel sau miei respectivi. Din această perspectivă vom monitoriza mai mult ca de obicei zona de colectare și de comercializare a ouălor, fermele de găini năutoare, unitățile care procesează lapte și obțin brânzeturi, evident unitățile care se ocupă de panificație. Avem specialiști atât pe produsele de origine animală cât și de origine non-animală și putem asigura permanența în piețele agroalimentare ale municipiului și ale județului. Și bineînțeles, medicii veterinari vor fi cu program prelungit în circumscripțiile de siguranță alimentele. Care ar fi sfaturile dumneavoastră pentru publicul larg, pentru consumator? În primul rând, să cumpere alimente și produse de Paști doar din unități autorizate. Din magazine, din supermarketuri, din piețe agroalimentare, să evite chilipirurile. Pentru că de fiecare dată, în fiecare an, cu toate că facem promovare și intervenim împreună cu poliția locală, găsim tot felul de comercianți, pseudo-comercianți, de fapt, care din portbagaj vând produse cu origine necunoscută, neexaminate sanitar-veterinar. Există chiar o vânătoare de astfel de personaje care pun în pericol sănătatea publică. Și până acum ne-a ieșit, în sensul în care produsele de acest tip nu se comercializează în oraș. Dar există excepții. Și de-aia încerc să lămuresc și să subliniez faptul că trebuie să cumpărăm alimente pe toată perioada anului, dar mai ales acum, doar din locuri autorizate. De ce? Pentru că sunt controlate, monitorizate, se recoltează frecvent și ritmic probe care se examinează în laboratorul sanitar-veterinar de stat Brașov. Deci avem genul acesta de control și de supraveghere. Foarte pe scurt, vă mulțumesc mult de tot. Foarte pe scurt, domnule Năstase, dar scurt de tot, mesajul dumneavoastră pentru partenerii dumneavoastră de afaceri. Profesionalism.
Da, 1000 de puncte din partea noastră, pentru că am intrat în concursul, emisiunii. 1000 de puncte, ultima ediție a revisei Mid Milk. Da, așa și vă așteptăm la conferința Mid Milk din 10-11 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Suntem la concursul emisiunii, domnule profesor doctor Dorin Walter Enache. Vă rog să-mi spuneți, cum percepeți dumneavoastră percepția consumatorilor față de activitatea medicilor veterinari din România? Prin siguranță. Siguranță. Așa să fie. 1000 de puncte și dumneavoastră. Mulțumesc. Și ultima ediție, ultimul număr al revisei Mid Milk. Vă mulțumesc mult de tot pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane. Urmează minutul editorial cu o mare săcheală pe care o am. E pornită de la o știre de acum vreo 2-3 zile publicată de noi pe site-ul revisei Mid Milk. Încă o dată vă mulțumesc. Rămâneți în fața micilor ecrane. Urmează minutul editorial. Eu cred că nu mai are niciun rost să vă plângeți de importurile de alimente din spațiul intracomunitar și iată de ce. Camera de Comerț a Industriei Laptelui din Polonia, așadar rețineți, Camera de Comerț a Industriei Laptelui din Polonia, nu asociația sau patronat sau altă formă de asta de organizare, deci Camera de Comerț a Industriei Laptelui din Polonia a anunțat debararea programului Comorile Laptelui, program care are menirea de a extinde exporturile de lactate poloneze în China. Acest program vine exact în continuarea altui program, Trade Milk, program susținut tot din fonduri europene, care a avut menirea de a extinde exporturile de lactate ale Poloniei în spațiul intracomunitar. Programul s-a derulat pe 4 direcții principale. Stabilirea de contacte de business cu oamenii de afaceri din întreaga Uniune Europeană, stabilirea de relații preferențiale de bună colaborare cu marile lanțuri de retail din Uniunea Europeană și, desigur, informarea consumatorilor și publicitatea. Vă rog să-mi spuneți, în afară de Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu din România, care zilele astea începe un program asemănător, care dintre asociațiile din România a conceput și a accesat un astfel de program? Începând cu Asociația Producătorilor de Sticle de Lampă și terminând cu Asociația Producătorilor de Sateliți, nimeni n-a făcut așa ceva. De asta zic să nu vă mai plângeți de importurile de alimente din spațiul intracomunitar aici, în România. A dumneavoastră Ilie Stoian nu vă mai recomandă să vă gândiți la ce v-a spus, pentru că bag seama că degeaba o face, însă vă spune la revedere, oameni buni, pentru că de mine nu scăpați. Această emisiune v-a fost prezentată de Angst, artizan al cărnii.